Ei nebuni, de ce? Pentru că nu înțelegeau mentalitățile dogmatice. Cum spune, asta e Fiul lui Dumnezeu. Cum spune el, m-am pogorât din cer. Cum spune el, sunt pâinea cea vie. Cum spune, sunt părintele meu Avram, când n-are nici 50 de ani. Cum spune el, părintele meu David. Adică erau total controversați. Pe baza aceasta îl socoteau deplasat. Și atunci Iisus face cele mai mari minuni în Ținutul Capernaum. Vede cerul deschis, vede porumbelul și face o reclamă. Vă dați seama că nu oricine ar putea spune așa ceva. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Se apropie de el și îi spune, botează-mă. Și Ioan Botezătorul îi spune, eu aș avea nevoie de botezul tău. Lasă, știu asta, lasă să împlinească legea. Tu fă ce ai de făcut. Numai că botezul are loc concomitent. În timp ce Iisus intră în Iordan nespunând nimic că era fără de păcat, și aici trebuie să fie atente sectele neoprotestante care vin și spun că se botează la 30 de ani să mărturisească credința, să citească cu atenție pasajul din ambele evanghelii, și a lui Ioan și a lui Luca, parcă sunt doi dintre evangheliști care, sau trei care ne arată botezul în sinoptice și spune așa, că Iisus a intrat în apă tăcând. Cerul s-a deschis și glas din cer s-a auzit. Deci nu vorbea el, vorbea tatăl. Acesta este fiul meu iubit, întru care am binevoit. Deci el nu intra în Iordan neapărat să se spele de păcat, pentru că nu era fără de păcat. Era fără de pată. El a luat afectele noastre pământești ca om, dar n-a luat păcatul, pentru că era fără de păcat. Era din pântecele Fecioare Maria prin Duhul Sfânt. Nu era din împreuneara trupească, cum spune David, în păcate și în plăceri mă zămisli Maica mea. Și în momentul în care Ioan îi pune apă în creștet, atingerea capului Mântuitorului cu apă și afundarea în apa Iordanului îl sfințește și îl botează și pe el. Se transmite Duhul Sfânt către Ioan Botezătorul. De aceea pe el îl numim prorocul înainte, mergătorul și botezătorul Domnului, dar el este și mucenic, pentru că el pecetluiește Cartea Vechiului Testament, fiind ultimul dintre proroci care a prorocit tot ce a trebuit prorocit până la Iisus și despre Iisus, dar mai mult le-a și văzut, le-a și trăit, le-a și împlinit. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune odată, cu Ioan Botezătorul, prorociile au încetat. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel astăzi și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem scris negru pe alb că la vremea de apoi vor ieși tot felul de proroci mincinoși care vor spune care de unele, care de altele, și este o evanghelie întreagă care ne arată la Matei, se citește seara la vecernie în postul mare când începe săptămâna prima, săptămâna postului cea mai aspră, și spune acolo, vor veni și vă vor înșela în numele meu, spunând că Hristos e aici sau e acolo sau dincolo sau într-o cetate sau în alta sau într-un ținut sau în altul, să nu vă duceți că e minciună, împărăția Dumnezeu e înăuntru vostru. Deci odată ce Iisus s-a înălțat la cer, odată ce Iisus s-a dus la slava Tatălui, odată ce ne-a răscumpărat, l-a priponit pe diavol în iad, l-a legat cu undița întrupării, nu i-a mai dat voie să chinuie neam omenesc, să poată rupe și fura oamenii în rai, prorociile nu mai au nevoie. Deci nu mai este ce să prorocești. Acum prorocii moderni, și aici voi face separație, pentru că de multe ori, mă rog, am fost contestat, dar asta nu hotărăsc eu, hotărăște Dumnezeu și Sfânta Scriptură și Sfânta Evanghelie acoperă aceasta. Profetul Ezechiel, în unul din capitolele sale, la scrierea despre proroci, spune așa, voi ziceți că spune Domnul? Eu n-am spus nimic. Voi spuneți că prorociile voastre sunt de la mine? Eu n-am prorocit nimic. Sunteți ca niște vulpi în găurile zidurilor și în loc să păziți țara de dușmani, atrageți dușmanii spre ea. Adică prorociile voastre, afară de faptul că sunt mincinoase, sunt de la voi și sunt de la om. Nu de acești proroci are nevoie Dumnezeu. Prorocii lui Dumnezeu spun lucruri cu măsură și bine rânduite. Și dacă luăm toată istoria Vechiului Testament și vedem ce au spus prorocii, vedem că nu se aseamnă nimic din ceea ce este astăzi modern. Acum avem în tagma părinților îmbunătățiți,
Avem în tagma părinților sporiți, avem în tagma părinților cuvioși. Noi nu știm nici măsura cuvioșeniei, că n-am ajuns noi să cântărim valorile sfinților. Vedeți, noi folosim expresia cel mai mare sfânt, cel mai tare sfânt, cel mai grozav sfânt, cel mai nu știu cum. Nu știm noi cum. Sfințenia are multiple daruri. Deci bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Sfântul mucenic are o slavă, Sfântul mărturisitor are o slavă, Sfântul cuvios are o slavă, Sfântul martir mărturisitor are o slavă, Sfintele cuvioase femei, Sfinții pustiului, drepții lui Dumnezeu. Noi nu știm, deci noi nu ne putem da cu părerea despre un sfânt. Mi-a plăcut expresia cuiva, n-am spus-o eu, deci nu mi-aparține, o citez. Poți să fii prieten sau rudă cu orice sfânt. Dacă tu ești un derbedeu sau viața ta este imorală, nu-ți folosește la nimic. Cu asta nu te încântă cu nimic. Ei, acum în secolul 21, când prorociile stau pe tot drumul și fiecare simte nevoia să prorocească, au apărut tot felul. Și despre când vine Antichrist, și cum vine Antichrist, și ce face Antichrist, și pe cine înșală Antichrist. Mai mult decât ne-a spus Scriptura că va înșela și pe cei aleși, mai mult decât ne spune Scriptura că sunt Hristoși mincinoși cu cârdu, deci apar și dispar, nici nu știi când să-i alegi, nici când să-i separi, nici cum să-i separi, cel mai profetic și autentic mod de a profeți este acesta. Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, pentru că de ceasul acela și de clipa aceea nu știu nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. La glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, spune Scriptura, într-o clipeală de ochi toți vom fi la judecată. Și judecata o avem în două moduri. Unu, ne spune la înălțare îngerii care îl duc pe Iisus la cer. Precum vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și pogorâ. Nu stați și vă mirați, bărbați galileeni. Nu vă depărtați de sus, stați în Ierusalim, nu vă depărtați de Ierusalim să luați putere de sus, ci în zecimea. Adică dacă ai Duhul Sfânt, Dumnezeu te va lumina când vine sfârșitul și spune, vor fi atât de crunte zilele acelea, că Dumnezeu pentru cei aleși le va scurta. Acum pun o întrebare retorică, nu pentru a zgândări, ci pentru a trezi. Toți cei care au murit în sezonul ăsta de câteva luni, cu voie, fără voie, în mod forțat, în mod voit, în mod deliberat, de frică, de teamă, de 7 comorbidități de coronavirus, așteptau sfârșitul lumii, bănuiesc că da. Ce a venit întâi? Sfârșitul lor. Deci noi putem trăi cu ideea că sfârșitul lumii poate veni în fiecare zi, dacă vrem să avem o trezvie a minții în ce privește morala și conștiința din noi. Dar dacă ne gândim la sfârșitul nostru, care poate fi în orice clipă, că te-ai culcat sănătos și te-ai sculat mort, vorba lui Raluca Turcan, deci ai terminat cu viața, nu mai ai nevoie de prorocie. Dar marele avantaj este că viața noastră și bobina timpului este în mâna lui Dumnezeu. Pe ghemul timpului nostru avem niște bareme, 60, 70, 80, cum spune Scriptura, de vor fi în putere 80, mai mult e osteneală și durere. Ia ca unii mor și la 90 și la 84, nu știm viața omului. Dar noi nu trebuie să ne ancorăm în învățături nesănătoase.